echipe și zim cu cine veni. Nu mai aveam răbdare, să știi, să intru, pentru că este o poveste foarte frumoasă. Este vorba despre un copil de 4 ani. 4 anișori are? Dintr-un sat din Galați, care... O să le spui tu mai multe... Okay. Ok, vreau să te rog ceva. Zim numele măcar. Zim numele copilului. Cristi. Cristi. Și mai vreau să zic ceva. Ia zi, Omar. Lui îi se spune și în spital și îi s-a obișnuit acest nume, Cristi Veselie. Pentru că el este foarte fericit. Fii atent, Omar, fii atent cum facem. Tu te duci, îl chem pe Veselie și când vă strig eu, veniți amândoi aici, okay, da? Mulțumesc, perfect. Omar. Bravo, Omar. O să-l descoperiți în câteva secunde pe Cristi. Cristi Veselie. Vreau să salut pe mami, să rămână doamnă. Să rămână, bun venit! Numele de familie, de fapt, nu e Veselie, nu e așa? Nu e Veselie numele de familie. Asta e porecla pe care au dat-o toți prietenii și toți oamenii care îl cunosc. De unde veniți, doamnă? A spus Omar ceva, dar de unde? Cum îi spune satului? Sucurlui, din județul Galați. Din Galați. Am înțeles. Cristi are 4 ani, mi-a spus. 4 ani și 5 luni. 4 ani jumătate deja. Cu adevărat, e un tip extrem, de un copilaș extrem de vesel. Ați venit de pe tren acum cât să fie? 20 de minute. Ați venit cu trenul aici, direct la studio. Și cu întârziere. Noi eram convinși că el e foarte obosit. Mamă, m-am gândit, 4 ani jumătate? E o bombă, e o energie. Emană energie, emană bucurie. Cine se vede pe tine? Cine sunt? Cu câte ani ce ai tu? 10. Cristi, Maria, Cristina, Bia, Imena. Toată povestea a început pe la fost de 2 luni. Ce au ieșit 2 măsăluțe negre. Noi se zizând la asta, venit să mergem cu el la medici stomatologi prin Galați. Nimeni nu și-a dat seama că e o problemă atât de gravă. Toți ne spuneau că e... Ar fi fost la mine lipsă de calciu în sarcină, fier și toate astea. Toți ne hrăneau cu calciu și cu fier și alte multe. Așa am luat timp de 6 luni. Am stat cu el acasă cu chestia asta în guriță. Până când a început să-i curgă din guriță. O infecție, maronie și urmă și stare, înțeles? Care e bun? Da? Da. Și care e litera A? Am ajuns la facultatea de stomatologie. Acolo a fost operat, i-au extras măsăluțele negre și cu biopsia a ieșit histocitoză cu celule Langerhans. Dar poate cu roșie asta? Cancerul. Cancer de maxilar. Care e asta? Este. Alătă. În momentul în care am aflat diagnosticul a fost crunt. Deci crunt, am simțit că se termină lumea. Practic, se termină tot. E un cancer rar, o boală rară. Da, este, cred că, 1 la 1 milion. 1 la 1 milion? Ce ni s-a zis, da. 4 ani jumătate, Marie. La un an și ceva. Acum are 4 ani jumătate. Nu, dar la un an și ceva a fost. La un an și 3 luni, da. Săptămâna viitoare începeți din nou citostaci, ticele, cred așa? Cred că da, pentru că am avut o recidivă anul trecut în mai la ureche. A fost din nou operat, am continuat citostatic în continuare. Luna trecută, în februarie, am avut un remene și... Remene înseamnă un tip de analize care îți scanează întreg corpul, da, da. Nu, doar capul, puțin la cap. Doar partea afectată. Acum, da? Uh-huh. Și bineînțeles că mai sunt anumite celule de la diagnosticul lui și undeva la creier, prin lichidul creierului, deci nu știu sigur să zic exact. Și mergem din nou să facem altă serie de investigații și, bineînțeles, o să începem cu citostatic. Vreau să vă propun un lucru. Vreți să-l cunoașteți pe Cristi? Da. Kitty. Nu știe să spună Cristi, spune Kitty. Am vorbit ei. Kitty. E Kitty. Lumea îi spune Veselie. Veselie. Primiți-l așa cum se cuvine pe domnul Veselie! Hai, Cristi! Hai să-i dăm aplauze, un învingător, doamnelor, domnilor! Mulțumesc, Omar! Unde? Aici! Omar, stai cu noi, rămâi cu noi acolo, așa!
și eu mă scarpin întotdeauna în cap când ajung aici. Exact așa fac și eu, mă veselie, mă gândesc, iar am ajuns la lucru, iar. Ah, acolo, exact, asta zic așa. E frumos, Toba. E frumos? Ce-i face, măta? Cum? Ce-i ăta? Ăsta e așa, ia. Țip tu sau țip eu? Nu, țipă tu, că dacă țip eu, pleacă lumea. Țipă tu în el, ia. Țipă în el. Ha? Țipă tu. Să țip eu? Dar de ce zici tu că eu țip? Adică de unde e chestia asta că eu țip? Mai eu vreau că țipi, că eu cât placă mai. Nu, dar chestia mă deranjează pe mine. Tu, adică tu de ce zici că eu țip? Că eu nu țip niciodată. Eu nu țip. Eu vorbesc liniștit, sunt calm. De ce îmi spui tu mie că eu țip? Păi nu știu cum te țip. Hai că am plecat, adică dacă îmi zici chestii din astea că eu țip, măi, veselie, păi eu am început cu tine prietenește și tu îmi zici că eu țip, veselie. Bine, mă întorc. Da, mă cunoați? Pe tine? Păi de ce mai veselie, dar eu om care să nu te cunoască, ia vină aici. Ți-a văzut la televizor. Știi, măi, stai, ia stai o lecuță. Mai Vasile, tu-l cunoști? Da. Păi vezi, mai Pepe, îl cunoști? Da, nu-l cunosc, cum să nu-l cunosc. Ia, mai Conector, îl cunoști? Da, bineînțeles. Păi e Cristi Veselie. Păi el e Cristi Veselie, mă. Păi, da, uite, mă. Da, mă cunoști pe atunci la televizor. Eu m-am văzut la televizor. Păi normal, mă, Veselie. Băi, oameni, îl cunoașteți pe Veselie? Uităm, mă, dar român să nu te știe, mă, pe tine, mă, Cristi, mă. Ete, și asta ce chestie. Ia-te-l pe mine. Ia uite și da, curi. Da. Auzi, Veselie? Se vede mai tot.